Peste 300 de oameni stau la lumina lumânării de când firma afaceristului Gorjan a fost decuplată de la curent. Sătui să stea în întuneric, oamenii au cerut sprijin autorităților, mai ales că în barăcile ACH locuiesc și persoane care sunt conectate la aparate pentru a supraviețui. Ne-a luat în curentul. Noi avem copii mici, oameni bolnavi, chiar avem oameni cu aparate, cu baterie, de la mașină, ca să supraviețească. Și nu putem să mă nici copiii la școală, am dus aici la noi, am venit la domnul prefect a fugit prin spate, nu ne-a stat de vorbă cu noi, a spus să stăm 4 ore, să stea după ce face cerința cu cezul și a plecat, nu ne-a anunțat nimic. Și am venit, nu vrem să plecăm acasă până nu se rezolvă problema. Avem frigiderele pline, am tăiat porcii, deci nu ni se strică efectiv tot, la lumânare. Ați plătit facturile dumneavoastră? Da, eu una sunt la zi și nu numai eu, majoritatea oamenilor, toți, deci toți suntem la zi. Domnul primar, când am fost ieri la dânsul, a spus să ne luăm generatoare și dacă nu ne-au băgat curentul, ne dă el o găleată de curent. Probleme întâmpină și părinții care au copiii la școală. Cei mici nu-și mai pot face temele pentru că lumina lumânării nu este suficientă. În plus, neatenți au atins ceara fierbinte și s-au ars. Cum fac temele? Foarte greu, ia uitați, s-a și ars cu o lumânare. Foarte, foarte greu. Ne este foarte greu. Mâncare se strică în frigider. Avem mașini de spălat, avem copii mici, nu pot să spăl, stăm așa până când se băga curent. Nu plecăm de aici, nu am plecat până nu se rezolvă. Dumneavoastră aveți și o problemă. Da, problema tot, așa, un accident de muncă și amâna, nu pot să fac nimic cu ea, pentru neric nu se poate trăi așa. Nu plecăm de aici până nu se rezolvă. Cu curentul. Ne aducem și mai am încă doi băieți, îi aduci pe ei aici și dormim aici, că aici avem curent, avem căldură. Cu o lumânare cât să lumine? Pentru nimeni nu vede să citească. E teamă să faceți lumină cu lumânare? Normal, da. Ne e teamă pentru că luăm foc. Ne e frică, ne ducem până afară să luăm un braț de lemne. Ce faci? Ne e frică că luăm foc. Copiii sunt mici, nu știu. Soluția căutată de oameni nu se află nici în mâna prefectului. Alin Văcaru susține că a purtat discuții cu omul de afaceri Gorjan, dar Nicolae Sarcină nu lasă pe nimeni să intre pe proprietatea sa. Rugămințile se îndreaptă tot spre firma de distribuție, care ar trebui să găsească o soluție pentru vieții oamenii. Acum, din păcate, știți problemele financiare ale firmei Succes. Dumnealor au fost debranșați de la acel transformator și implicit au rămas și oamenii fără curent. Eu l-am chemat și pe domnul primar să văd în ce stadiu au ajuns acele demersuri pentru realizarea unui alt transformator. Se pare că ar mai fi o soluție dacă am avea acordul firmei Succes să folosim în continuare acel transformator, dar doar pentru oameni până când dumnealui își plătește datoria. Spuneam mai devreme că dumnealor plătesc utilitățile. Dacă plătesc utilitățile, unde se duc acei bani? Se duc la firma care este subordonată primăriei, firma unde primăria este acționar majoritar sau este acționar unic. Și normal să plătească utilitățile și să le fie tăiat? Nu știu, au venit la mine, mi-au arătat și mie acest lucru. Primăria spune că sunt datorii mai vechi, că dumneavoastră când au preluat aceste locuințe, le-au preluat și cu datoriile celor care erau înainte. Problema de la Gurenii persistă de când primăria a cedat companiei Succes cu titlu gratuit terenul pe care este amplasat transformatorul electric. La ora actuală există și un dosar penal pe rolul instanței, care vizează transferul făcut, oamenii îndurând chiar și luni întregi lipsa curentului electric.